ultima vezi tu. Eu știu că-ți place cu mingea și cu piciorul, dar eu sunt precum arbitru, eu fac oficial scorul. Noi aveam altfel de copilărie, am avut altfel de copilărie. Practic, motricitatea asta pe care încearcă antrenorii de la copii și juniori în ziua de azi să le predea, să învețe, de fapt, să prin antrenamente specifice. Noi o luam din, nu știu, din furat cireșe, din sărit gardurile, din alergat paznicii după noi, de fugit după tramvai, de mers pe tamponul tramvaiului, pentru că ieșea lumea de la servicii, de la uzinele alea de la Iași, eu trebuia să ajung la antrenament. Eram plin de energie, un copil plin de energie, îmi dădea drumul dimineața afară, nu trebuia nici mâncare, nimic, intram seara înapoi. De la ce vârstă? Dar eram mulți. Pentru prima dată am fost la o selecție la 9 ani, dar jucam deja în spatele blocului, fotbalul de Maidan, care nu se mai practică în zilele noastre. La toate școlile de antrenori se vorbește despre cele 10.000 de ore necesare unui copil înainte de a ajunge la 10.000 de ore de antrenament necesare unui copil înainte de a ajunge la seniori. Nu cred că în ziua de azi mai sunt posibile mai mult de 5.000 de ore, probabil cu indulgență, pentru că noi pe lângă alea 2 ore de la antrenament, pur și simplu efectiv, nu făceam mare lucru, jucam fotbal în continuu, de multe ori nu aveam nici câte o minge de copil. În ziua de azi, părerea mea, condițiile sunt mult mai bune, terenurile sunt mai sinteticele astea care au apărut. Noi am crescut pe Maidan, dar ne-am dezvoltat cu totul și cu totul altfel, lucruri care s-au văzut de fapt în evoluția noastră ulterioară și nivelul de performanță pe care l-am atins cei din generațiile dinaintea mea și generația mea, care a fost cam ultima, pentru că eu la 89, când a venit Revoluția, aveam 12 ani. Ai vrut să faci fotbal dintotdeauna? Am mai fost la câteva sporturi înainte. Sigur, îmi doream să fiu un sportiv. Cred că am început cu tenis de masă, am fost și pe la judo puțin. Ai încercat? Și la scrimă. Fotbalul îl jucam în spatele porții până am citit un ziar din ăla, cred că Flacăra Iașului era. Era o selecție la Clubul Politehnic Iași. Departe de unde, pentru că Iașul e un oraș mare, a fost întotdeauna un oraș mare. Trebuia să schimb practic vreo 3 tramvaie, dar m-am urcat în primul, în al doilea, în al treilea și am ajuns la selecție. Foarte mulți copii erau pe atunci, foarte mulți copii la... Nu se mai întâmplă în ziua de azi, cred că vorbesc de mii de copii, pentru că era o suprafață cât terenul ăsta, era plină de copii, practic, care toți vreau să joace fotbal, deci area de selecție era mult mai mare. Tic-tac, anii trec, ne schimbă, cet încep să nu mai recunosc, omul din oglindă. Am fost sprijinit, pentru că, și le mulțumesc pe această cale, pentru că era alegerea mea, chiar dacă unii părinți, inclusiv mama, mai spuneau cartea pe primul plan, cum se întâmplă probabil și în zilele noastre. Nu, din punctul ăsta de vedere m-au sprijinit. Cum a fost evoluția de la Iași? Unde ai avut prima echipă când ai plecat de acasă? Păi, de acasă, efectiv, din Iași am plecat la 19 ani, dar până atunci, începând cu vârsta de 14 ani, am fiind selecționat și un component de bază al lotului național de juniori UEFA 96, am avut multe acțiuni. Majoritatea convocărilor erau la Arad și trebuia să fac un drum Iași-Arad cu trenul 15 ore la vârsta aia, ca să spun așa, să fac o paralelă cu conțile din ziua de azi, când copiii noștri merg doar în mașină și dacă e un kilometru până la baza de antrenament. Deci mergeam 15 ore până la Arad, după care de acolo plecam în străinătate. Deci, practic, eram de mult plecat la convocările astea ale lotului național, dar pentru prima dată am plecat la 19 ani și am venit la Rapid în București.